Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Nu numai crapi, nu numai pești de-ai noștri autohtoni. Uite aici așa un somon în pinul meu din curtea casei. Și nu numai somon, dar și midii. Am umblat ieri după monolitul de la Piatra Neamț, copii a celui din America, din deșertul Utah, și am zis să îmi regenerez un pic puterile, pentru că a fost un urcuș și un efort mai deosebit. Am văzut somonul ăsta proaspăt și midiile astea și nu am rezistat. Și am luat să fac o porție de midii. Iar somonul, fiind întreg, chiar nu știu de ce ăștia îi lasă branhilii, probabil să vadă prospețimea, pentru că din organoleptic, să zic așa, deci ochii dacă sunt limpezi și branhilii sunt de culoare deschisă, înseamnă că este proaspăt. Cred că asta ar fi un semn că el este proaspăt, de-aia probabil și le lasă, că nimeni nu consumă branhilii. Dar în fine, o să trebuiască să-l filetez și o să fac somon afumat, filet de somon afumat. Fetele și chiar și eu și soția am fost foarte încântați de cum a ieșit celălalt și așa că îi dăm în continuare. Specific este un somon prins din Atlantic, da? Nu este din crescătorie. Iar midiile sunt de undeva din... Ia să vedem, nu cred că Slovacia, nici nu știu pe unde, dar asta nu știu dacă contează. Poate să fie crescute, da, din Slovacia. Crescătorii, cred, bineînțeles. Da, nu cred eu că exportă ei midii care să fie toxice sau cu tot felul de chestii. Mai sunt și unii oameni care se panichează. Vai, câs așa, câs așa. Prind o știri de izi de colo și după aia amplifică încât bagă în speriez pe toată lumea. Acum să trec la treabă. Mă gândeam acum că la midiile astea îmi trebuie pătrunjel. Și undeva soția o tăiat pătrunjelul, dar aici cred că mai am o tufă. Dă-i o leacă el cam prins de îngheț, că pe acolo pe jos mai este și zăpadă. Dar aici am și ceapă verde. A, uite ce frumos. Tot să faci o omletă, să pui la o mâncare. Deci am pătrunjel pentru pus în midii, pentru că midiile fără pătrunjel, deci nu se poate așa ceva. Să iau acum midiile în prima fază și l-a spălat cu ele. Oricum aici este munca grea, trebuie spălate bine, 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 pentru că, ia uitați ce au pe ele, trebuie scos buricul, cum se spune, o să vă arăt cum arată, spălate bine, bine cu un bureti, cu ceva de sârmă și cele care sunt deschise înseamnă că sunt moarte. Cele care sunt închise, foarte bine le punem la fiert. Dacă atunci când sunt puse la foc și nu s-au deschis, chiar își trebuie eliminate pentru că au fost moarte și nu s-au deschis. Deci cam asta este regula la midii. Când sunt vii trebuie să fie închise, când sunt fierte trebuie să fie deschise. Le-am adus aici la chiuvetă. Sunt 3 kg. Altă dăți erau mai, să zic așa, mai curate. Acum depinde unde sunt crescute. O să le spăl aici în jet, sub jet de apă. Au o groază de algi, o groază de chestii pe ele. Sunt curios și eu să văd, mai sunt, văd că pe aici care sunt striviti, dar sper să fie într-adevăr cum mi s-a promis că sunt foarte. O să trec la spălat. Mi-am pregătit aici burez de sârmă și
Acum să vedem cum o să trebuie luat așa fiecare, frumos. Ia, aici are bunicul ăsta cu care ea sta prinsă, da? Deci el se trage și se smulge. Clătim frumos, punem la scurt. Ia să vedem. E muncă, dar mie îmi plac. Uite cum iese. Un pic de muncă. Ia să dăm cozietul. Într-adevăr, sunt cam murdăruțe, dar n-am ce face, asta este. Altele curate n-am găsit. E, o să duniez un pic, dar asta e treaba. Vrei midii? Muncești. După o oră de muncă am terminat un burete și într-adevăr este ceva de lucru ca să poți să le faci curate și să lucească în felul ăsta. Am pregătit aici usturoi, două portocale, o lămâie, piper, unt, câteva roșii cherry, un vin demisec și un pic de ulei de măsline. Acum o să trecem să le preparăm. Am pregătit aici un ceaunel, dăm foc la aragaz și ne apucăm de treabă. Am aprins focul la aragaz, am pus ceaunul acolo, o să pun o jumătate de pachet de unt. Fiecare pune ce vrea, ori ulei, dar mie îmi place ca sosul ăla
care rămâne să fie gras. Chiar dacă se răcește, e o minunăție să-l încălzești un pic sau să-l mănânci așa. Deci am pus unt acolo, hai să-l pun tot că nu are nimic. Când e vorba de unt, nu-i problemă. Acum o să toc un pic cu usturoiul, nu mult. În bucăți așa mai mari. Acolo viața se topește. O să încerc să pun usturoiul. O să folosesc o lingură dintre asta de lemn. Călesc prea tare, doar un pic să se moaie usturoiul. În timpul ăsta cât stă acolo, o să tai și roșiile astea, o să le tai frumos în două ca să iasă un pic zeama din ele. Roșiile astea șiere. Văd că deja acolo ies aburi. Să storc un pic de portocală. Cred că midiile astea se împacă cu portocalii, pentru că influențe dintre astea mediteraniene. Ia să punem noi și un pic roșiile aici. Așa, ia să le tai și pe asalti. Repede, ca să nu se moaie prea tare și imediat punem și midiile. Ia să vedem. Avem aici vin sec. Imediat le rezolvăm. Ia să văd. Hai, dar și frumos arată și ce miroase. O să pun și un pic de piper. Sare nu cred că trebuie, pentru că ele fiind crescute în apă sărată, apă de mare, sunt deja sărate. Lasă ele zeamă și nu prea trebuie. Acum, fiecare după gust, poate să pună ce dorește. Ia să le pun eu și pe astea. Așa. Ia să le pun. Bun. Acum. Ia să tai eu. Mai rămas aici un cățel de usturoi. Ia să le pun eu și pe astea. Acum să storc un pic de zeamă de portocală. Dă o dulceață, dă o aromă, un parfum extraordinar. Așa. Ia să o punem și pe asaltă. Și celălalt o să o pun după ce pun mirile și vinul. Așa. Acum să pot pune și midiile. Ia să văd dacă aici. Dar ce s-a întâmplat? Așa. Acum să pot pune midiile. Au fost spălate cu mari eforturi. A, uite așa.
Așa. E. Acum, să pun aici un vien dintre ăsta alb, pentru că el este învățat în apă. E suficient, zic eu. Încă o portocală, să ne îndulcească un pic, așa. Așa. Și jumătatea asta altă. Lămâie, eu zic că e bine de pus atunci când se consumă. Pentru că portocalii de-așa sunt un pic... sunt un pic acușoare. Nu trebuie să stea mult. Acum o să pun un... să pun totuși un pic de piper. Un pic de piper o să pun. Așa. E să amestec. Așa. O să pun și un pic de ulei de măslini. Nu mult. Uite așa. Punem un capac deasupra ca să poată să dea în clopot. Văd că au început să deschidă. Miroasă extraordinar de frumos. Ia să gust un pic zeama. Să gust un pic zeama să văd cum e. Cred că un pic de lămâie, cred că un pic de lămâie ia prinde bine. Ia să-i storc o jumătate de lămâie aici. Da. Numai bine. Aia s-o pun eu și pe asta, pentru că n-are ce să facă rău. Ai un gust deosebit. Majoritatea s-au deschis, nu trebuie să stea mult. Ia să mai învârt un pic, să le... mă uit să văd dacă au rămas nedeschise, dar nu sunt, nu cred că sunt pe care nu s-au deschis. Hai, da. Arată extraordinar. Ia să văd acum gustul. Ia să văd. Ai, Doamne, o minunăție. Simt și marea, și oceanul, și... Ai, ce-am uitat. Cu grepide să strâng niște pătrunjel, să pun o mână de pătrunjel, că miile fără pătrunjel n-au niciun farmec. Ia să iau repede pătrunjel, că să-l spăl și să-l toc și să-l pun acolo la... Ai, Doamne, Doamne, ia să iei, o să rup de aici o mână din răsă, așa. L-o cam pârlit gerul. A fost ceva minus. Hai, repede să-l spăl și să-l bag acolo la midi. Imediat acum să aleg un pic pătrunjelul, acolo fierbi, am luat capacul, să fac imediat și pătrunjelul și să îl pun deasupra și să opresc focul. Și apoi abia aștept să-l degust. Pentru că să-l degust, nici nu mai știu cum și... Hai să fac eu aici niște pătrunjel așa frumos. Da, s-o cam îngălbenit de la frig. Să mai învârt un pic acolo. Ia să vedem, cred că e suficient de atâta. Să rămână așa, să o pată de culoare și un pic de aromă. Așa, asta să-l dau eu deoparte. Așa, ia să o spăl.
aici. Ia să mai purtăm aici. Oh, 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 dar ce bine arată. Uite așa aia. E, acum tuflesc aici pe trunjelul, amestec un pic, opresc focul și mighiile sunt gata de servit. Așa, am oprit și focul. Așa, ia să-i pun eu capacul să stea acolo să se pornească. Uitați cum arată. Deci nu vreau să vă imaginați cam ce parfum de gajă, ce gust au. Eu am luat, nu m-am putut abține și am luat de aici câteva și le-am gustat. Sunt delicioase. Să le pun pe un platou, să vă arăt și forma de prezentare pe masă, dar... Sunt extraordinari, mie îmi plac enorm. Cam atât o rămas aici doar supa asta, care e demențială. Iar aici am pus în două platouri dintre astea. Arată super. Abia aștept să mă înfrupt. Alături de un vin alb. Este o delicatese. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vreți să încercați rețeta, vă urez succes. Vă garantez eu că o să iasă o minunăție. Vă urez multă sănătate, să ne vedem cu bine. La revedere!